solicita Parlamentului să propună românilor un Parlament unicameral. Ce faci, ziceți, doamnă? Vă descurcați? Foarte bine! Doamna președinte! În Franța trebuie să se refacă în 3 luni. Ăștia-s bani care s-au donat când am fost eu în campanie, în mai 2006. Și-au rămas. Deci sunt de la foarte mulți oameni. E o casă a solidarității, nu-s de la mine. Regimul comunist a continuat să calce în picioare drepturile cetățenilor. Discursul meu de astăzi se constituie drept act oficial al statului român. Ați fost bani. Am făcut treaba. Am făcut ce am crezut. Bună ziua! Să trăiți! Care este soarta României dacă nu facem rapid un sistem de educație performant? Unul din proiectele prioritare stabilit de Comisia Europeană este proiectul Nabucco, în ceea ce privește garantarea securității energetice a țării, a populației. Relația cu Moldova este o prioritate de maximă importanță. Evenimentele de la Chișinău, unde autoritățile au permis, repet, au permis accesul manifestanților în sediile principalelor instituții ale statului, vă spun dumneavoastră, da, voi candida! Vă mulțumesc mult! Cel mai bun lucru este să faci lucruri la care nu te aștepți. Eu nu m-am așteptat să-mi anunț candidatura la Sâmb Nicolae Mahăr.